Zoe a ales o melodie perfectă pentru un vals la nuntă, dacă va exista nunta dintre Oli Junior și Mumușica. Bogdan ne dă mai multe detalii. Mumușica? Da, după cum ați spus și voi, Dani Oloroiu a cerut o căsătorie pe iubita lui Ruxi Mumușica. Tânăra n-asta deloc pe gânduri și-a acceptat, însă au fost și ceva probleme la mijloc, pentru că tatăl lui Cosmin Oloroiu nu a fost de acord cu mariajul, nu este de acord cu mariajul, însă se pare că încet, încet s-a obișnuit cu ideea de a deveni socru mare și a acceptat-o. În plus, tot ce mai este de stabilit este data nunții, care se anunță a fi una ca în povești. Bogdan, iată că dacă e iubire ca în filme, cum îmi place mie să spun, nu ai cum să te opui. Chiar dacă la început poate că nu, ea cam strâmbat din asta și nu i-a plăcut foarte tare. Cei doi se iubesc și au o relație de mai bine de un an, aproape spre 2 ani de zile. Deci iată că nuntă mare în familia unuia dintre cei mai bogați antrenori e momentului, Cosmin Oloroiu. Ce părere ai despre cei doi? Cum îi vezi? Ce tare, păi sunt tineri, sunt frumoși și au de făcut. Să căsătoresc, să se căsătorească, să facă copii, să divorțeze, iar să căsătorească, iar să facă copii și iar să divorțeze. Doamne ajută să nu, ultima parte cea mai tristă, Doamne ajută să nu. Dar să fie fericiți, asta e cel mai important. Tata socru o să se obișnuiască. Mușica a trecut mulți pe listă până când a ajuns la Oli Junior. S-a iubit cu foarte mulți băieți de Bangata, de prin oraș, băieți cunoscuți chiar. Păi înseamnă că... eu nu știam pe Mumușica. Și Oli i-a pus capac. Eu nu știam pe Mumușica. Bine, știi cu ce i-a pus capac? Îi cumpără toate hăinuțele de firmă din noile colecții. Șmecherie, ce să zic. Ce să zic, dar chiar că e Mumușica așa fata asta. Câteva mii de euro. Chiar că e Mumușica. Păi da, ce să zic. A făcut multe operații estetice. Când tata are atâția bani, de ce să nu... Să nu împartă cu fiul și cu iubita. Nu? Exact. Păi... Dar tati nu se supără că na, fiul cheltuia bani cu Mumușica? Păi pe ce să cheltuie și el? Dacă nu pe femei, pe distracții, pe ce poți să cheltui bani? Banii oricum se duc, nu? De ce să nu exact. Se ducă spre iubita ta? De ce să nu se ducă la alți oameni să faci fericit și pe altcineva? În orice caz, Cosmin Oloroiu a avut tot timpul un cuvânt de spus în privința iubitelor fiului său. Nici cu fosta nu a fost foarte încântat. Între cei doi era și o diferență de vârstă destul de mare. A avut ceva de comentat și acolo. Drept urmare, s-au despărțit și acum cu greu a acceptat-o pe această Ruxi zisă Mumușica în cercurile mondene. Of, Doamne, dar de ce e tata socru atâta de rău? Știi cum e, ai un băiat are tata, da? E unul dintre cei mai bine cotați antrenori ai momentului. Am comentat la un moment dat, Cosmin Oloroiu purta pe mână un ceas de vreo 200 și ceva de mii de euro. Și auzi tata că ea era cea cu banii și dintr-o familie de-aia de super bani gata și așa mai departe și se combina cu un băiat sărac. Cum era în cazul? Așa noroc să aibă Mumușica? Da, da, banii ăștia, ei, noroc ți-l faci cu mâna ta. Păi, banii ăștia vin și pleacă. Mea, dar nu știu cum se prepară. Banii ăștia vin și pleacă. Vezi că au fost cazuri de multimilionari, nu de milionari, de multimilionari în euro, în ce vrei tu, în lire, care au rămas homeless după o perioadă. Homeless la modul cel mai serios. Adică nu e nimic. Banii vin și pleacă. Mâine poate nu-i mai are. Au existat și... Oh, la câți bani are tati? Nu cred că... Păi tocmai ziceam că sunt multimilionari care au rămas pe străzi. Au existat și iubite care au falimentat. I-au falimentat pe iubiții de lângă păi ele. Păi de-aia e bancul ăla. Că... Știi cum poate transforma... Te poate face în... Poți ajunge milionar? Păi da, te ajută o femeie. Din multimilionar ajungi milionar cu siguranță. Deci cu ajutorul unei femei în cel mai scurt timp, în câteva luni de zile, dacă vrei. În orice caz, dacă a avut loc cererea în căsătorie și dacă Ruxi a spus da, atunci ce putem să le zicem decât felicitări și așteptăm... Felicitări și așteptăm invitații la nuntă. Așteptăm invitații la nuntă, bine.